Neața, dragilor! După un weekend cu mult soare, începutul de săptămână ne aduce vreme în general închisă, iar în cea mai mare parte a țării valorile termice se vor menține peste mediile multianuale. Temporar se vor semnala ploi slabe, ziua în jumătatea de vest, iar spre seară și noaptea în centru și sud-est și izolat în rest. În zona de munte treptat vor predomina ninsorile, iar în Transilvania este posibil și în Maramureș și în partea a doua a intervalului să avem parte de precipitații mixte. Atenție, izolat vor fi și condiții de polei. Mergem în partea de nord-vest a țării, unde vom avea parte de ploi și de temperaturi peste normalul perioadei. Maximele de astăzi se vor încadra între 6 grade în Satu Mare și 7 grade în Baia Mare. Nici în Crișana vremea nu este diferită azi. Ploile își vor face simțită prezența pe tot parcursul zilei, iar temperatura va urca până la 4 grade atât în Arad cât și în Oradea. Mergem mai departe în Banat, unde vom avea parte de aceleași ploi, vânt slab și o maximă termică ce va ajunge până la 5 grade, atât în Timișoara cât și în Reșița. Nu scăpăm de precipitații nici în Oltenia, dacă în sud acestea nu vor fi foarte însemnate cantitativ, în nord vor fi ceva mai abundente. Temperaturile maxime vor fi astăzi cuprinse între 3 grade în Craiova și 5 grade în Târgu Jiu. Ploile vor pune stăpânire astăzi și pe centrul țării, cu toate acestea temperaturile vor rămâne ridicate pentru această dată, astfel că vom înregistra undeva la 3-4 grade în Sibiu, Miercurea, Ciuc și 6 grade în Bistrița și Zalău. În Moldova vom avea vreme variată, cu ploi în vestul teritoriului și cer variabil în est. Maximele termice vor atinge valori de 6-7 grade în Focșani, Bacău și 8 grade în Iași și Botoșani. În Dobrogea ne așteaptă o zi cu cer noros, șanse slabe de ploaie, vânt slab și maxime termice ce vor ajunge până la 9 grade în Tulcea și 10 grade în Constanța. În Muntenia vom avea o zi mohorâtă cu ploi în cea mai mare parte a teritoriului. Temperaturile maxime vor ajunge astăzi până la 5-6 grade în Giurgiu, 7-8 grade în Târgoviște și Ploiești. În București vom avea un cer acoperit de nori, șanse de ploaie și o maximă termică ce va ajunge până la 6-7 grade. În acest moment cerul este noros, iar termometrele indică undeva la 0 grade. După două zile ce ne-au dat stare de primăvară, iată că astăzi vremea vine puțin mai închisă, cu vânt slab și moderat, cu ceva precipitații pe arii restrânse și cu ceață. Cam atât despre vreme momentan la început de săptămână. Eu vă doresc o zi excelentă. Răzvan? Mulțumim tare mult, Ramona!